ia stai, FCSR, nu știu ce, nu au echipa suporterilor. Și că adio FC Brașov și că nu o să moară echipa. Deocamdată a murit, pentru că noi nu știm ce se va fi mai departe. Este vorba despre brașoveanul Constantin Oprea, care ascunde în apartamentul său o colecție impresionantă de tricouri, albume de poze și alte articole ce sunt strâns legate de echipa FC Brașov și nu numai. Antrenori precum Răzvan Lucescu și Nicolae Pescaru au trecut pragul casei lui Constantin Oprea. Fanul a făcut din sport o pasiune pe viață. Și am realizat până acum, până în momentul de față, circa 140 de albume în care sunt cuprinse toate perioadele prin care au trecut această echipă din Brașov. Și cu bune și cu rele, retrogradări, după aia au revenit în prima ligă, iar au fost probleme, iar au scăpat de anumite necazuri, dar am trecut mai departe și mi-am păstrat această pasiune în continuare. În fiecare dimineață, suporterul brașovean merge la chioșcul de ziare și adună toate știrile care se referă la fotbalul brașovean și nu numai. De aproape 50 de ani s-a dedicat acestei pasiuni și spune că nu se oprește aici. Am putea spune că din echipa FC Brașov a mai rămas doar muzeul realizat de fanul înfocat Constantin Oprea. Pot să zic că am participat la peste 750 de meciuri ale echipei, mai ales în perioada mai bună. Acum, în ultima perioadă, de când echipa s-a falimentat și este echipă înființată din copii juniori, așa, am participat foarte puțin, dar înainte mergeam și prin deplasări, nu lipseam la meciuri, trăiam niște momente deosebite. Și nu s-a oprit doar la fotbal. În muzeul de acasă se regăsesc atât 11 albume care se referă la parcursul în tenis al Simonei Halep, cât și albume cu Nadia Comăneci. De la 5 ani am urmărit-o. Când a apărut în presă, asta s-ar putea să ajungă mare, după cum scria presa. Și de atunci am oprit tot ce s-a putut cu activitatea ei. M-am întâlnit la campionatul mondial, campionatul românesc, național de gimnastică de la Ploiești. Le-a cunoscut personal pe sportivele Simona Halep și Nadia Comăneci și realmente le-a impresionat. A primit ca semn de recunoștință autografe pe care le-a pus la loc de cinste atât în suflet cât și în micul colț de rai al fotbalului românesc care se regăsește la el acasă. E o pasiune fantastică pentru mine și mă bucur că pot să realizez așa ceva pentru sportivii ăștia adevărați. Eu vreau să păstrez. Deci, acum continui să-i... Nu mă opresc. Deocamdată, cât mai sunt sănătos și pot, mai fac în continuare. Înfocatul fan al stegarilor, Constantin Oprea, este strâns legat de tot ceea ce înseamnă sport. A depus eforturi considerabile pentru colecția realizată și nu a ratat nicio noutate referitoare la echipa lui de suflet. Încă mai speră ca FC Brașov să renască pentru a mai putea transpune în imagini evoluția ei.